Vizită de Ionuca Caracele. M-am dus de Sfântul Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguț de vreo 8 anișori. N-am voie să merg cu mâna goală și i-am dus băiețelui o minge foarte mare de cauciuc și foarte elastică. Atențiunea mea a făcut mare plăcere micii mele și mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșiori în uniformă de mare ținută. După formalitățile de rigoare, am început să convorbim despre vreme, despre sorții agriculturii. Domnul Popescu, tatăl, este mare agricultor. Despre criză, am observat doamnei Popescu că în anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri. Doamna mi-a răspuns că de la o vreme îi se urăște chiar și unei femei cu petreceri, mai ales când are copii. Să-ți spun drept, cât era Ionel mititel, mai mergea. Acu de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el, trebuie să-i fac educația. Și nu știți dumneavoastră, bărbații, cât timp ia unei femei educația unui copil, mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație. Pe când doamna Popescu îmi expune părerile sănătoase în privința educației copiilor, auzim dintr-o odaie de alături o voce răguștită de femeie bătrână. Uite, Coniță, Ionel nu se astâmpără! Ionel! Ionel! Vin la mama! Nu știi ce ștrengar se face și deștept! Coniță, uite, Ionel! Vrea să-mi restaure mașina! Astâmpără de cât te arzi! Ionel! Ionel! Vin la mama! Sări, Coniță! Farsă spiritul! Să aprinde! Ionel! Strigă iar mama și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când vrea să iasă pe ușe, apare micul maior de roșior cu sabia scoasă și oprește trecerea luând o poză foarte marțială. Mama ia pe maior în brațe și îl sărută. Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când face cafea? Că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Dar pentru cine ați poruncit cafea, Madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supărați? Da, ce supărare? Madame Popescu mai sărut odată dulce pe maioraș și îl scuipă sânul de oache și îl lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută, miritărește și merge într-un colț al salonului unde, pe două mese, pe canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune trâmbița la gură și, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle în trâmbiță. Madame Popescu îmi spune ceva, eu n-au nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mulgerul așa de aspru. Ea n-aude nimica. Ionel! 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 Du-te dincolo, mamă! Spargi urechile dumnealui! Nu e frumos când sunt musafiri! Iar eu, profitând un moment când trâmbița și toba tac, adaug. Și pe urmă, dumneata, ești roșior, în cavalerie. Maior. Tocmai. La cavalerie nu e tobă. Și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Maiorul comandă și merge în fruntea soldaților, cu sabia scoasă. Explicația mea prinde bine. Maiorul descalică, scoate de după gât toba, pe care o tântește cât colo, asemenea și trâmbița, apoi începe să comande. Înainte, marș! Și cu sabia scoasă, începe să atace strașnic tot ce întâlnește în cale. În momentul acesta, jupâneasa cea răgușită intră cu tava aducând dulceață și cafele. Cum o vede, maiorul se oprește o clipă, ca și când ar vrea să se reculeagă, fiind surprins de inamic. Clipa însă de reculegere trece ca o clipă și maiorul, dând un răgne suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipă de desperare. Ține-l, Coniță, că m-a dat jos cu tava! Madame Popescu se repede să taie drumul maiorului, care, în furia atacului, nu mai vede nimic înaintea lui. Jupâneasa este salvată. Dar Madame Popescu, deoarece a avut imprudența să iasă din neutralitate și să intervină în război, primește în obraz, dedesubtul ochiului drept, o puternică lovitură de spadă. Vezi? Vezi dacă faci nebunii? Era să-mi scoți ochiul. Ți-ar fi plăcut să mă omori? Sărută-mă, să-mi treacă și să te iert. Maiorul sare de gâtul mamei și o sărută. Mamei îi trece, iar eu, după ce am luat dulceață, mă pregătesc să sorb din cafea. Nu vă supără fumul de tutun?
Vai de mine, la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și dumnealui. Mi se pare că îi cam place. A, și dumnealui? Da, dumnealui. Să-l vezi ce caragiose cu țigara în gură, să te prăpădești de râs ca un om mare. A, asta nu e bine, domnule major. Tutunul este o otravă. Tatu, de ce tragi? Mă întrerupe majorul, lucrând cu lingura în cheseaua de dulceață. Ajunge, Ionel, destulă dulceață, mamă, iar te apucă stomacul. Maior ascultă, după ce mai ia vreo 3-4 lingurițe, apoi iese cu chesea în vestibul. Unde te duci? Viu acu! După un moment, se întoarce cu cheseaua goală. O pune pe masă, se apropie de mine, îmi ia de pe meșcioară tabacherea cu țigare regale, scoate una, o pune în gură și mă salută militarește, ca orice soldat care cere unui civil să-i împrumute un foc. Eu nu știu ce trebuie să fac. Mama, râzând, îmi face cochiul și mă îndeamnă să servesc pe domnul major. Întind țigareta mea, militarul o prinde pe-a lui și, fumând ca orice militar, se plimbă foarte grav de colo până acolo. Eu nu-l pot admira în destul, pe când mama îl scuipă să nu-l de ochi și îmi zice... Scuipă-l să nu mi-l de ochi. Maiorul și-a fumat țigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care am adus-o eu și începe să o trântească. Mingea sare până la policandrul din tavanul salonului, unde tulbură grozav liniștea ciucurilor de cristal. Ionel, astâmpără-te, mamă! Ai să spargi ceva! Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Dar maiorul s-a îndrăgit asupra ghiulele săritoare, care a scăpat din mână. O trântește cu mulne caz de parchet. Eu... Duc spre gură ceașca, dar vorba francezului, o între la cupele lievră, mingea în zboară din mână ceașca, opărindu-mă cu cafea, care se varsă pe pantalonii mei de vizită, culoarea oului de raț. Ai văzut ce ai făcut? Nu ți-am spus să te astâmperi. Vezi, ai supărat pe domnul. Altădată n-o să-ți mai aduc nicio jucărie. Nu e nimic, iese. Cafeaua nu pătează. Iese cu nițica apă caldă. Dar n-apucă să termine și deodată o văd schimbându-se la față, ca de o adâncă groază. Apoi dă un țipăt și ridicându-se de pe scaun... Ionel, mamă, ce ai? Mă întorc și văz pe maiorul alb ca varul, cu ochii pierduți și cu drăgălașa lui figură strâmbată. Mama se repede spre el, dar până să facă un pas, maiorul cade lat. Vai de mine, e rău copilului, ajutor, moare copilul! Ridic pe maior, îi deschei repede mondirul la gât și la piept, nu-i nimica. Apă rece. Îl stropesc bine, pe când mama pierdută își mulge părul. Vezi, domnule major? Îl întreb eu după ce își mai revine în fire. Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul e lucru bun? Altădată să nu mai fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu liniștită, cu scâmpul ei major, afară din orice stare alarmantă, și am ieșit. Mi-am pus șoșonii și paltonul și am plecat. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce majorul ieși un moment cu cheseaua în vestibul, ca să-mi toarne dulceață în șoșo.